În timpul zilei, pe aeroportul Băneasa pare să funcționeze un poligon de tir. Din minut în minut se aude câte o bubuitură. Aceasta e cea mai recentă soluție introdusă pe aeroportul din Băneasa. 4 astfel de tunuri pe bază de propan acționează la intervale de câteva minute. Păsările sunt speriate, dar se întorc. Băneasa c'è un qualche problema di volatili lungo la pista, se ne vedono qualcuno. Il problema dei volatili sono nella fase di decollo e di atterraggio, quando l'aeroplano è molto vicino al suolo. Non solo Băneasa, ma tutti gli aeroporti siano sensibilizzati nel combattere questi volatili. Deși o pasăre nu are mai mult de 2-3 kg, iar avioanele depășesc în mod obișnuit 30 de tone, coliziunile implică avarii spectaculoase. Cel mai recent, un incident la Iași. Specialiștii susțin că, din păcate, nu s-a găsit soluția perfectă pentru a scăpa de berze, cocori, ciori sau pescăruși. Asta ar însemna să eliminăm toate păsările din zona Bucureștiului, ca să vorbim efectiv de cazul aeroportului Băneasa, ceea ce este un lucru imposibil. Sursele de atracții pentru păsări sunt, în principiu, gropile de gunoi, luciu de apă, acolo unde există, sau diferite tipuri de culturi. Așa cum piloții sunt deranjați de problema păsărilor pentru zburătoare, noi suntem oaspeți nepoftiți, mai ales de când în zona de nord a Bucureștiului s-a construit atât de mult, cuibarele au căzut sub lama buldozerului. Nimeni nu-și pune să întrebarea unde vor pleca păsările dacă le scoatem și de pe aeroport. George Buhnici, ProTV.